Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Clujul la zi, Sportul Clujan în Cotro. Am marea onoare astăzi să am alături de mine în platou pe domnul Alexandru Bologa, campion paralimpic la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024 la Parajudo și pe antrenorul său personal, iată, și al de asemenea lotului paralimpic de judo, domnul Tomaș Gergely. Bună ziua și bine ați venit la noi în platou! Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Așa cum spuneam, este o mare onoare să vă avem astăzi în studioul nostru. Vă felicit pentru performanța obținută la Paris și de asemenea pentru întreaga carieră de până acum. Mulțumesc. Mi-ați făcut mândri pe toți românii și pe toată națiunea și toată lumea este mândră de voi. Vă mulțumim pentru ce ați făcut, iată, pentru sportul românesc. Ați dus sportul la cele mai înalte culmi și nu putem decât să fim foarte mândri de voi și să vă mulțumim și să vă spunem să continuați tot așa. Dragi prieteni, pentru început i-aș ruga pe invitații mei să își facă o scurtă prezentare, iată, pe rând, atât din punct de vedere personal cât și profesional. Începem cu tine, Alexandru, te rog. Sunt, după cum a spus, sportiv de performanță. Am trei participări la Jocurile Paralimpice în care am obținut două medalii de bronz și medalia cea mai importantă, acea de anul acesta de la Paris, de aur. Judo e o parte din viața mea și mă bucur că pot să fac ceea ce îmi place. Medalia este aici, dragi prieteni, o putem admira în toată splendoarea ei. Vă spun că este foarte grea, nu-i așa? Și este pe deplin meritată, atât meritele lui Alexandru, cât și ale domnului antrenor. Vă rog, domnule antrenor. Ei, aș continua cu mica precizare că sunt antrenorul lotului paralimpic și al lui Alex, la fel ca și el. Sunt la a treia participare la Jocurile Paralimpice și, bineînțeles, mi se atribuie cumva și palmaresul lui Alex și mie, am aceleași rezultate. Cam pe scurt, cam asta ar fi. Știm, Alex, că ești, iată, de 4 ori campion european cu 4 titluri consecutive și nenumărate victorii la Grand Prix-uri, așadar internaționale și competiții mondiale. Cum a început, iată, toată povestea aceasta de performanță? Toată povestea a început în 2011, când eram la liceu special pentru deficienți de vedere, unde a fost o selecție efectuată de către antrenorii cluburilor Universitatea Cluj, CSM Cluj, care m-au selectat dintr-o grupă de copii la inițiativa doamnei Saliud Lamont, președintea Comitetului Național Paralimpic. După aceea m-am pregătit la sală la deficiențe de vedere până în 2012, când am început cu Tommy să mă pregătesc la lotul național de aici, din Cluj-Napoca. Știm de altfel că în 2012 a fost și prima competiție, nu? La care ați participat, la Baia Mare. Citeam. Și ce parcurs frumos ați avut, iată, până în prezent. Da, a fost prima competiție. Eram la început, era competiție de juniori, după aceea prima competiție la nivel internațional a fost la Eger, unde am reușit la nivel de juniori să obțin prima mea medalie, medalie de argint, și au urmat competiții de seniori, printre care Grand Prix de la Birmingham, de la Din Sao Paulo, care mi-au dat încredere pentru Jocurile Paralimpice de la Rio de Janeiro. Primul meu rezultat la campionatele europene a fost la
Also în Marea Britanie, unde am reușit prima medalie de aur. Iarăși în 2019 am repetat performanța la Genova. În 2021 la Cagliari, în 2023 la Rotterdam și pe finalul anului am reușit să obțin titlul de campion mondial la Birmingham. Felicitări, așa cum spuneam și la începutul acestei emisiuni, nenumărate titluri și medalii în palmaresul tău. Unde îți ții medaliile? Acasă ai un loc anume pe Am unde un le loc păstrezi? special pentru medalii și acolo le păstrez. Felicitări încă o dată. Domnule antrenor, ce înseamnă să fiți, iată, antrenorul personal al marelui campion paralimpic la parajudo, Alex? Este o provocare. Cum ați primit această oferta, această oportunitate? Cariera mea de antrenor, care a început cumva nesperat, fiindcă nu a fost una din opțiunile mele să devin antrenor, doar începând cu acest proiect la care eu personal n-am participat chiar de la început, a fost colegele mele Ciocașianică și Andreica Gianina, care sunt până la urmă descoperitorii lui Alex prin 2011. Eu am preluat în 2012, cam pe la sfârșitul anului am început să lucrez cu Alex. Am preluat de la ele antrenoratul până la urmă. Și bineînțeles este o parte foarte importantă din viața mea de atunci, că mi-a adus o grămadă de satisfacții și o grămadă de rezultate la care nu cred că am visat vreodată sau mă gândeam că se poate realiza decât, nu știu, poate la televizor sau la anumite concursuri la care am participat și am văzut pe alții sau alți antrenori care au reușit cu sportivilor aceste performanțe. Este cea mai mare realizare a carierei dumneavoastră de până acum, să spunem așa. Cea cu performanță Bineînțeles, este cea mai mare uriașă. realizare, dar nu știu, cumva pentru mine, ca și rezultat este, ca și emoțional ar mai fi, nu știu, aș pune cam la același nivel prima medalie de la Rio, care într-adevăr a fost ceva cumva și nesperat, cumva și unic, și prima dată, și mi-a rămas cumva întipărit așa în minte acel, sau parcă aș putea să-l retrăiesc cam oricând, dacă mă uit sau la o poză sau la un video sau la o filmare îmi Se pot vede de reproduce. suflet, Exact. fiind prima și probabil v-a și motivat să vreți și mai mult. Bineînțeles, bineînțeles. Norocul că am și cu cine sau am avut cu cine și atunci de aici am mers ca pe roate. Cum este Alex în sala de antrenament? Știm că legătura nu este doar în sală între dumneavoastră, ci și s-a creat, iată, pe viață, aș putea spune, relația Da, aceasta. într-adevăr este o relație specială, aș zice, sau cel puțin specială. În afara antrenamentelor, petrecem destul de mult timp și împreună, în diverse circunstanțe. Cum este Alex în sala de judo? Păi, după atât timp, aș putea să zic că pentru mine personal, dar cred că pentru orice antrenor ar fi, cred că tipologia de sportiv ideal, adică serios, lucrează, ambițios, întotdeauna vrea să se autodepășească, să-și depășească condiția pe care și-a depășit-o, cred, deja de mult. Și bineînțeles, nu în ultimul rând, poate chiar în primul rând, ar fi lecția de viață care și cel puțin mie personal,
insuflat-o, are o lecție, adică are o poveste de viață impresionantă și de aici cred că acest lucru mă ajută și pe mine să trec poate mai ușor peste anumite obstacole. Alex însuși este o motivație, nu-i așa, pentru toți dintre Exact, noi, exact. pentru toți cei sănătoși, să spun așa, care poate nu practică niciun sport. Cu atât mai mult, iată, Alex, în ciuda deficiențelor pe care el le valorifică, cucerind și impresionând o lume întreagă prin determinarea și talentul și ambiția lui. Așa este, chiar este impresionant pentru mine și de multe ori cunoscându-l și petrecând atât de mult timp, de multe ori îmi reamintește, poate zilnic sau poate de foarte multe ori când am nevoie că, uite, se poate depăși o situație sau orice greutate în viață, sau aproape orice greutate în viață se poate depăși fiindu-ne un model. Așa este. Alex, știm că ai terminat și două facultăți. Cum împaci, iată, sportul de performanță cu studiul? Ești un adevărat model și o lecție de viață pentru noi, toți ceilalți. Întotdeauna am încercat să am alternative. Mi-a plăcut să studiez și no, dacă îți place ceva, nu te gândești că e prea mult niciodată. Ai fost și invitatul de onoare în cadrul ceremoniei de deschidere a anului universitar 2024-2025 și spuneai în cadrul acelui discurs, dacă îți dorești cu adevărat ceva, poți. Fapt Da. ce tu, iată, ai demonstrat. Da, așa este. Trebuie doar să-ți dorești, să muncești și cu siguranță la un moment dat rezultatele nu vor apărea. Adică nu există să tot muncești, să tot tragi și să nu ai niciun progres. Ai fost desemnat de asemenea și cel mai bun sportiv al anului 2023 la clubul Universitatea Cluj. Nu contenesc să mai apară, nu-i așa, toate aceste medalii, nominalizări, pentru că lumea toată te iubește și este alături de tine și... Da, mulțumesc clubului pentru susținere și mă bucur că pot să fiu sportivul de imagine a clubului Universitatea. Ești o sursă de inspirație și o motivație. Și îți mulțumim pentru asta, Alex. Cum ați sărbătorit, iată, titlul de la Paris? Ați realizat pe moment ce se întâmplă acolo? Nu, n-am realizat. Personal, eu am urmărit întreaga participare și stăteam cu sufletul la gură, deși tu erai favorit fiind numărul 1 mondial din 2019. Nu am avut timp să realizăm. Am venit în țară, am plecat în vacanță. După aceea ne-am întors. Cumva a fost un maraton de interviuri, de podcasturi și, da, cumva. Încă ne plimbăm de la, nu știu, un radio la altul, la emisiune la alta și nu am apucat încă să ne revenim cumva după Jocurile Paralimpice. Ai fost de asemenea și port drapelul României și pe podium a cântat imnul României. Ce ai simțit în acele momente, iată, dacă se pot descrie? Bănuiesc că este o emoție și o trăire unică. Da, este o trăire specială, care doar la Jocurile Olimpice poți să o trăiești. Și cumva am simțit că munca mea de până atunci, cumva sunt acolo, am ajuns să câștig cea mai importantă competiție a lumii. Și pentru asta m-am pregătit și mă bucur că am reușit. M-am bucurat foarte mult că am reușit. Cum spuneai și tu într-un alt interviu, Alex, doar prin muncă și perseverență poți să atingi excelența. Și tu ai dovedit, iată, acest Da, aspect. un sportiv, oricât de, pot să zic, netalentat ar fi sau are, fără muncă nu are cum să ajungă sus.
trebuie să se pregătească, să muncească și în orice domeniu cred că este cam același lucru. Trebuie să muncească, să fie perseverent, să se autodepășească pentru a ajunge acolo sus. Domnule antrenor, vorbim de multă muncă sau este nevoie și de un strop de talent sau una fără cealaltă? Nu prea așa are rostul. Păi ideal ar fi cumva o mixtură a celor două, dar aș pune pe primul plan într-adevăr munca, fiindcă în sport și nu numai s-a demonstrat că nu doar cei talentați ajung la un nivel foarte înalt, ci mai degrabă oamenii care lucrează și sunt perseverenți în antrenamente, mă rog, eu vorbesc din segmentul nostru de sport, fără munca aceasta de zi cu zi și de antrenament, de atâtea minute, ore petrecute în sală, nu ai cum, la ce concurență există în ziua de azi, în lumea, în domeniul sportului, este aproape imposibil să sau cel puțin nu poți să ai atât de mult noroc să reușești. Acum, eu, după cum spuneam, cred că munca și Alex este un exemplu viu al acestui fapt, fiindcă este un sportiv foarte, foarte muncitor. Bineînțeles, are și partea de talent a lui, dar aș pune în primul rând munca și perseverența lui în atingerea acestor rezultate. Cum sunt condițiile de antrenament în sălile de sport, iată, aici la Cluj și în România în general? Pentru că știm că, iată, când plecați în afară în deplasări, se ia totul de la egal la egal. Nu contează că sunt țări mult mai dezvoltate din acest punct de vedere. Nu-i așa? Așa este. Este mai greu ca să fie de performanță în asemenea condiții. Nu aș vrea să fiu cel care se plânge de neapărat de infrastructura de care ducem lipsă. Într-adevăr, ducem lipsă de o infrastructură, zic eu, incomparabilă. Nu știu, acum nu vreau să mă compar cu Germania sau țări care, sau Franța, care au investit enorm de mult, dar poate ar trebui să ne, cumva, să luăm un model, nu știu, Ungaria, poate Slovenia, Croația, care sunt undeva la nivelul nostru și totuși reușesc să aibă, nu știu, infrastructura mult, mult mai bine pusă la punct. Acum, noi la Cluj avem o sală destul de bine pusă la punct, dar care totodată necesita și niște investiții și niște renovări, fiindcă totuși am demonstrat că în sala noastră de judo are cumva un spirit care a crescut atâtea campioane, mai ales la fete, fiind lotul olimpic de fete. Avem o campioană olimpică prin Alina Dumitru, avem o vicecampioană olimpică prin Corina Căprioriu, care a fost și sportivă a clubului Universitatea, Chițu Andreea, aș putea Ioana Aluaș, sunt foarte, foarte multe sportive, ar fi o listă foarte lungă să îi numesc pe toți, și totuși parcă se uită un pic de segmentul, acest segment, și cred că totuși ar trebui cumva investit, nu știu, prin ministere, cluburi, mult mai mult în, nu, eu nu vorbesc numai de judo, vorbesc de toată infrastructura sportului românesc, fiindcă poate ultima olimpiadă ne-a demonstrat că avem doar câteva sporturi care produc și restul suntem puțin rămași în urmă, și poate cineva ar trebui să tragă semnalul de alarmă legat de acest fapt. Adică au murit sporturi care, nu știu, box, lupte, care au fost de tradiție foarte mare în țara, în România, și cumva nu se mai regăsesc, sau, nu știu, atletismul, unde se luau enorm de multe medalii. Cândva era în top. Gimnastica, și acum, care, uite, totuși am decăzut destul de tare, și cred că una din motivele ar fi tocmai această infrastructură.
Plus că ar trebui să se investească încă din școală, nu-i așa? Să fie sportul obligatoriu. Bineînțeles, în școli, încă de mici copiii să fie învățați să practice. Bineînțeles, sportul, care eu, nu știu, în gândirea mea, în filozofia mea, ar fi sportul în școală, unde este baza, nu știu, cred că ar trebui să fie zilnic. Și uite, în Ungaria este un program care în fiecare zi este oră de educație fizică, mai mult se specializează deja de la nivel de copii juniori, poate cadeți juniori, își aleg sporturile care vor să le practice, se specializează pe acestea, investesc în toată treaba asta și până la urmă cred că marele câștigător ar fi societatea, adică să ai o societate care să respire sport, să aibă cultura mișcării și atunci de acolo ar fi doar un pas să-ți iasă mult mai multe vârfuri a lua medalii la campionatele europene, mondiale, olimpiade, unde chiar numai trebuie să fii chiar în top sau să fii top să poți lua, fiindcă e enormă concurența acolo. Așa este. A trebuit mai mult accent pus pe sport, nu-i așa? Campionii României să fie respectați, tratați la adevărata valoare și prețuiți aici, la noi, în țară. Da, din păcate suntem cumva rămași în urmă de multe ori prin, nu știu, n-aș vrea să mă plâng de neapărat de condiții, dar nu știu, un sportiv care, de exemplu, nu și-a primit anul acesta sau primele de premierile de anul trecut fiind medaliațiile europene, mondiale sau indemnizațiile de care, până la urmă, ei din asta trăiesc și sunt rămași în urmă față de ei cu lunile sau ani, poate chiar imediat vorbim de ani, este un pic trist. Da, ar trebui tras un semnal de alarmă în adevăratul sens al cuvântului, pentru că nu este normal ce se întâmplă. Mai ales că vorbim de performanță, iată, la nivel mondial. Da, așa este. Este chiar rușinos pentru... Da, așa este. Poate, nu știu, sportiv ca și Alex, David Popovici, acești medaliați de la canotaj, de la gimnastică, de la, nu știu, haltere, poate prin imaginea lor reușesc să schimbe un pic această mentalitate și poate tocmai din această cauză ar trebui promovați mult mai mult și atunci poate se va schimba ceva prin imaginea lor, prin poveștile lor de viață, fiindcă e foarte greu să ții pasul în lumea de azi cu, nu știu, țări, de exemplu, eu vorbesc din judo, cu Japonia. Deci e diferența atât de mare încât aproape că nu ai nicio șansă și atunci totuși ar trebui făcut ceva în privința asta, fiindcă talent eu cred că există și văd că există și s-a demonstrat că a existat de-a lungul timpului până la urmă, că dacă ne gândim acum 20 de ani câte medalii s-au luat la olimpiade, atunci totuși există talent. Așa este. Alex, cum este viața ta în afara tatamiului? Mai ai timp și de altceva? În afară de antrenamente și pregătiri pentru competiții? Da, mai avem timp. Acum depinde în ce perioadă a pregătirii suntem. De obicei, între antrenamente fac recuperare, ce presupune masaj, kineto, merg la teatru, îndrumeții. Deci, ca și orice om normal, pe lângă muncă, am și alte activități. Ai avut și momente de cumpănă, o accidentare înainte de o competiție? S-a întâmplat? Da, am avut în 2022 o fractură de peroneu, chiar înainte de mondiale. A fost un moment dificil, dar mă bucur că am trecut peste. Îmi place optimismul tău și felul cum
cum ți-a făcut așa viața și toată sursa asta. Ești o întreagă sursă de inspirație și de motivație pentru toți cei din jurul tău. Domnule antrenor, bucuria și satisfacția dumneavoastră, iată, ca antrenor, vine în urma sacrificiilor și a muncii depuse pentru aceste medalii și satisfacții obținute. Știm că un bun antrenor trebuie să fie totodată și un bun psiholog, nu-i așa? Cum temperați sportivii? Cum îi motivați? Iată, dacă au suferit o înfrângere, nu e cazul lui Alex aici, dar... Bineînțeles, în cariera oricărui sportiv intervin și aceste accidentări, eșecuri, care, bineînțeles, noi încercăm și noi ca antrenori să îi motivăm pe acești sportivi să treacă peste, să îi îndrumăm, să găsim cele mai bune soluții de, nu știu, de antrenamente, de metode, de poate anumite exerciții sau ce ține de psihologia sportivă. Bineînțeles, și lucrul acesta noi, sau cel puțin eu, nu neapărat le-am știut înainte, poate m-a învățat situațiile, fiecare situație în parte. Acum încercăm prin compensarea acestor lucruri, printr-un staff care chiar avem, prima dată când am avut la această Paralimpiada, am avut un staff destul de complet cu kineto, masior, analist video, și personal, prima dată când am realizat așa ceva, că am realizat faptul că cât de important este să fie specialiști care să, nu știu, pe parte de nutriție, pe parte de kineto, pe parte de analiză video, și aceste lucruri să le transmitem lui Alex. Acum mi-am dat seama de fapt cât de mult și cât de mult îmi ajută și mie munca, și bineînțeles cred că și evoluția lui Alex, fiindcă chiar la Olimpiada am avut un moment în care, de exemplu, în finală am făcut așa o analiză video și atât de bine am studiat, am reușit să studiem adversarul, încât a fost un match care părea, nu știu, la un moment dat foarte ușor pentru el după ce s-a terminat. Parcă, nu știu, ne așteptam la ceva mult mai greu din cauza emoțiilor, din cauza, nu știu, sălii, din cauza poate fricii de a avea acest rezultat. Și uite că lucrurile acestea ne-au ajutat enorm de mult în realizarea acestui țel. Cum sunt adversarii din cadrul unei competiții? Știm că tu, Alex, ești singurul sportiv din România cu deficiență totală de vedere, iar în competiții participi alături de sportivi care văd parțial. Este vreo diferențiere și la antrenamente sau la competiții, sau concurați de la egal la egal? Cu atât mai mult, iată, performanța ta este spectaculoasă. Până în 2021 au fost și sportivi cu rest de vedere. Între timp s-au separat în două clase, J1, J2, adică sportivi care nu văd deloc, și J2 cu rest de vedere. Clar, este dificil să asta, dar până la urmă tu pentru asta te pregătești. Te pregătești să fii acolo, să ajungi cât mai sus în fiecare competiție. Și trebuie să simți adversarul, nu-i așa, să-i anticipezi mișcările, ceea ce la tine deja nu mai este o problemă, pentru că ești foarte... Da, asta deja e un reflex. Adică lucrurile astea nu mai stai să te gândești la ele, le faci din reflex. Te pregătești așa și pentru următoarea participare la Jocurile Paralimpice? Da, mă pregătesc, când doresc încă o medalie, îmi doresc să rămân aici cât mai sus, cât mai mult timp, și îmi doresc să fiu sănătos, să mă pregătesc cât mai bine, și cu siguranță voi reuși cel puțin o medalie la Los Angeles. Doamne ajută, așa să fie. Știm că visul tău este să devii și tu antrenor la rândul tău. Este adevărat?
să-i da, pregătești și pe alții, așa cum și tu, iată, ai fost foarte bine pregătit de domnul antrenor. Da, îmi doresc să pregătesc și eu sportiv la rândul meu, să cumva să ajut prin experiența mea competițională să pot să transmit mai departe ceea ce știu cel mai bine să fac, judo. De ce judo? Iată. Tu ai ales judo sau spuneai la începutul emisiunii că judo practic te-ai ales pe tine prin da, această judo... lecție din cadrul școlii? Da, judo m-a ales pe mine și cumva mi se potrivește ca o mânușă. Nimic nu este întâmplător. Clar, nimic nu e întâmplător și eu am demonstrat asta. Așa este. Cum vedeți promovarea sportului clujan, promovarea sportului în România? Vin copiii tinerii către acest sport? Da, avem și în sala noastră este un nucleu de sportiv chiar foarte ok, mai ales că avem tradiția care ne-a consacrat sau a consacrat Clujul și mai ales prin munca domnului profesor Bercean, care până la urmă a adus cele mai mari rezultate și cele mai bune rezultate în judoul feminin. Poate foarte greu de egalat sau nu știu, n-aș zice imposibil, sper să nu fie imposibil de egalat, dar în orice caz noi avem o tradiție deja în Cluj. Acum, promovarea poate ar trebui, din punctul meu de vedere, ar trebui promovat puțin mai mult, deși și așa vin tinerii sau copii, vin, sala este plină. Din anumite motive, obiective sau subiective, la un moment dat se și pierd foarte mulți, la o anumită vârstă, nu știu, clasa a 8-a, examene de tot felul de examene, bacalaureat, facultate și de multe ori aici poate supraîncărcarea copiilor, tinerilor din toate direcțiile aceste școlare, din păcate se și pierd foarte mulți aici. De asta spuneam, anumite sporturi, nu știu, poate fotbalul are o promovare inexplicabil de mare, dar eu mi-aș dori ca celelalte sporturi care au fost de tradiție, repet, lupte, box, atletism, gimnastică, să nu mai vorbim, merită mult, mult mai mult decât atât, fiindcă rezultatele care au fost și istoria ne-a demonstrat că merită și până la urmă este cumva poate cel mai bun sau au fost cel mai bun ambasadori sau cel puțin promovatori ai țării prin sport. Cred că și asta ca și imagine contează foarte mult afară să... Nu știu, eu am rămas impresionat, de exemplu, în Franța, după terminarea zilei, când a luat Alex, a ieșit campion paralimpic, am ieșit pe stradă și lumea, efectiv, deci știa cine e, vreau să-și facă poze cu el, cunoșteau, deci au o cultură sportului ieșită din comun și asta denotă cât de mult sunt promovați sportivii, chiar dacă nu sunt francezi. Știau de Alex, știau de alți sportivi, de foarte mulți. Știau foarte bine cu cine au de-a face, cu cine fac poze, chiar dacă erau copii. Și asta de mici, spune, el este implementată, exact. Implementată cultura sportului. Cultura mișcării, cultura sportului și atunci este destul de simplu sau au de unde alege, fiindcă toată lumea e atrasă de mișcare, de sport, de performanță. Sportul este un stil de viață, până la urmă, în țările dezvoltate, iar noi facem aici eforturi, nu-i așa, cu condiții minime, rezultate maxime. Păi, clar, acum dacă mă gândesc, iarăși vorbesc din prisma judoului, ca în Franța, după cunoștințele mele, dar sigur nu vorbesc, poate subestimez, dar peste 600.000 de sportivi legitimați.
Adică... Pe când în țara noastră... avem câteva, nu știu dacă câteva avem sute. Câteva sute. Și asta cred că este, până la urmă, cred că este o imagine de ansamblu a tuturor sporturilor. Deci asta nu e numai la judo, cred că canotajul e la fel, cred că gimnastica poate e la fel, fiindcă nu știu să fie niște centre cu sute sau mii de legitimați. Și atunci, la fel și în Arnot și David Popovici se plângea, la fel și de condiții și de... Păi sunt sigur că... Sunt sigur în afară că... de fotbal, așa cum spuneați, Sunt sigur. Bine, ok, fotbalul este un alt fenomen, dar, nu știu, poate satisfacția noastră ca și țară, ca și rezultate, nu neapărat au venit din fotbal, că au venit din alte sporturi și atunci... Este paradoxal că nu se da. Investește. Da, și asta eu cred că are o directă legătură cu promovarea, fiindcă se promovează un anumit segment, atunci bineînțeles că acum înțelegem poate de ce lucruri de ordin financiar și poate asta ar fi explicația, dar pe de altă parte cred că cultura mișcării și a sportului se poate promova prin diversitatea sporturilor, adică copilul acela să aibă mult mai un copil să aibă mult mai multe opțiuni, că dacă vrea să meargă să facă judo, box, lupte, karate, volley, orice basket, ar fi, sigur. Basket, volei, bineînțeles să aibă unde să meargă. Poate sunt anumite sporturi unde poate nici nu avem nici specialiști, nici infrastructură și atunci deja am eliminat o șansă cuiva, poate. Așa este. Apropo de specialiști, dumneavoastră ca antrenor și ca antrenori, iată, în general, știm că și în situația aceasta ne confruntăm cu o criză, nu-i așa? O lipsă acută de personal calificat și pregătit pentru fiecare ramură. Bineînțeles, aici poate se acutizează mai tare această problemă, fiindcă, din câte știu și din câte cunosc, foarte puțini antrenori sunt motivați atât din punct de vedere financiar, poate ca și locurile de muncă. Acum eu știu și de la judo, și noi aveam nevoie mult mai mare de antrenori. Acum federațiile, cluburile să-i specializeze pe parte de, nu știu, cursuri sau cumva să avem o evoluție și pe partea asta, bineînțeles. Ar fi ideal. Ar fi ideal, pentru că iată așa s-ar dezvolta și de aceea ar fi de poate mai vedem, multe cluburi, mai multe poate vedem tot mai mulți antrenori străini care vin, care sunt specializați de alte țări și vin să lucreze pe bani, nu vin să lucreze neapărat că... Și păcat că noi pierdem aceste lucruri, fiindcă numai dacă stau să mă gândesc ce antrenori a avut România, nu știu, Octavian Belu sau n-aș vrea să, nu știu, domnul Florin Bercean, e foarte, foarte greu și din păcate și ca și antrenor, cum nu vin sportivi, nici antrenori nu se... Așa este. Cumva nu se formează. Da, pentru că nu sunt motivați, așa cum spuneați, din toate punctele de vedere. Pentru ce vă pregătiți, iată, în perioada următoare, până la Olimpiada de la Los Angeles? Ce competiții mai urmează? Unde v-ați propus să mai participați? Următoarea competiție o avem acum la final de an în Astana, în 23-25 noiembrie. Anul viitor avem ca obiective campionatele europene, campionatele mondiale. La fel avem în fiecare an europene, mondiale și la final se trage linie, primii 14-15 din lume merg la Jocurile Paralimpice de la Los Angeles. Până acolo este un drum lung și vrem să luăm pas cu pas. Practic începe, abia s-a terminat acest ciclu olimpic și această olimpiadă, paralimpiadă. Începe un nou ciclu, care deja pentru noi începe în noiembrie. Avem o mică schimbare de ordin, cumva structural, fiindcă
Se schimbă un pic categoriile de greutate, trebuie să ne adaptăm la noile. Asta ar fi prima, cred că primul nostru obiectiv, să ne adaptăm la noile categorii de greutate. După aceea, după cum a spus și Alex, avem cupe mondiale, anul viitor campionat european și campionat mondial. Încercăm să, și bineînțeles, aceste concursuri, competiții punctează pentru un clasament mondial care în 2028, undeva prin mai, iunie, se trage o linie și primii, acum nu știu, 16-15 se califică. Bineînțeles, acesta este obiectivul final, dar până acolo, etapizat, trebuie să luăm campionat european, campionat mondial, cupe mondiale, care practic fac parte din pregătirea pentru noul ciclu olimpic. Ce înseamnă din punct de vedere financiar o participare la un astfel de campionat? La care? Indiferent la care campionat participați, știm că sunt anumite costuri. Sunt acoperite? Le suportați și dumneavoastră o parte? Pentru că, așa cum spuneam și pe parcursul emisiunii, sportul nu este foarte susținut. De asta îmi imaginez că este și costisitor, nu-i așa? Bineînțeles, este costisitor. Acum vorbim din postura de sportiv campion olimpic sau campion paralimpic. Norocul nostru sau cumva marea noastră șansă a fost că în jurul nostru au fost oameni și ne-au ajutat oameni precum, după cum am spus, doamna Sally Wood Lamont, care a inițiat proiectul. Este președinta Comitetului Paralimpic și chiar aș vrea să-i mulțumesc și doamnei și Comitetului Paralimpic Național și angajaților de acolo. Chiar avem o susținere foarte bună. Asta legat de competițiile internaționale. Pe plan local, la pregătire, într-adevăr, avem suportul cluburilor și clubului Universitatea, bineînțeles, face parte din cei care ne suportă. Deocamdată noi stăm bine. Având rezultatele acestea, stăm bine. Mai greu să ajungi până aici, fiindcă iarăși ajungem înapoi la discuția cu... Așa este. Cu investiția. E lung și anevoios, nu-i așa, cu drumul succesului până la o asemenea exact, performanță. Exact, exact. Aici avem suport. Până aici, să spunem, sau să formezi un sportiv este foarte greu și este destul de costisitor de multe ori. Și de multe ori poate părea că este în zadar, dar fără aceste investiții, fără aceste suporturi, nu și cred sacrificii. Că sacrificii, bineînțeles, nu se poate ajunge aici. Adică nu există, încă nu s-a inventat sportivul care să fie inventat să numai așa să este, câștige. Doar muncă, sacrificii, perseverență și bineînțeles de suport, foarte mult suport, fiindcă nu știu, eu mi-amintesc că când am început proiectul acesta am avut suportul inclusiv al domnului Marius Vizer, care este președintele Federației Internaționale de Judo, care, aflând de acest proiect și ne-a trimis, nu știu, saltele pentru echipament și saltele pentru a putea iniția acest proiect. Adică chiar avem sau suntem, am fost în postură și suntem în postura norocoșilor care, sau am fost în, nu știu, cumva în apropiere sau prin preajma oamenilor care au fost, nu știu, influenți cumva în acest sport și am avut această șansă. Exact. Așa este. Exact. Așa este. Practic, această medalie și multe altele reprezintă un vis împlinit, încununarea muncii depuse, nu-i așa, de-a lungul timpului, cum spuneam că acest parcurs a fost lung și greu. Dar nicio satisfacție nu se compară ca aceea de a fi campion paralimpic. Da, și clar, este un vis îndeplinit. Bravo, Alex, bravo, domnule antrenor, vă felicităm din suflet, iată, și vă dorim la fel multe performanțe de acest gen. Iar acum, pe final de emisiune, v-aș invita să transmitem câte un mesaj motivațional, iată,
pentru copii, pentru tinerii din ziua de astăzi, care știm cu toții că au cu totul alte preocupări și nu prea pun accentul pe sport, deși sportul are doar avantaje, nu-i așa? Și merită practicat, indiferent care este acela. Vă rog. Le transmit să muncească, să fie perseverenți, să își dorească, deoarece doar așa viselor se poate îndeplini. Bineînțeles, eu aș mai continua cu o mică sau nu am destul de multe cuvinte sau nici timp să mulțumesc nominal fiecărui om sau fiecărui partener care ne-a ajutat, dar în primul rând sunt foarte recunoscător acestor tineri pe care îi avem în sală, colegii de antrenament al lui Alex, partenerii lui Alex, fără care nu se putea realiza această ultra performanță, aș putea să zic. Chiar le mulțumesc din suflet și antrenorilor, colegilor noștri care până la urmă ne-au ajutat enorm de mult în realizarea acestui vis al lui Alex, în primul rând. Și bineînțeles, aș dori, nu știu dacă eu motivațional sau nu, dar nu știu, poate aș vrea să fie mișcată un pic acest segment încă din școlile primare, sau ce mi-aș dori eu ca toți sau foarte mulți copii să aibă acces să poată să facă sport, să învețe cultura sportului pentru, în primul rând pentru sănătatea lor, pentru a fi o națiune sănătoasă poate până la urmă, și poate în acest mod nu știu, vom realiza mult mai multe nu știu, medalii rezultate, performanțe care până la urmă ne promovează pe noi ca și țară, ca și nu știu, și ca și club, ca și federații, și cred că merită acest efort până la urmă. Așa este, să nu uităm și de ambasadorii, Nadia Comăneci, nu? Vă spuneați, adevărați ambasadori după ani și ani. Păi, Ilie Năstase, Ion Țiriac. Anul acesta am avut șansa să o cunoaștem atât personal cât și Alex, pe Nadia Comăneci, care nu știu, e ca și nu știu, pentru noi sau pentru mine cel puțin este ca o nemuritoare până la urmă. E o legendă. E o legendă și ne uităm doar la deschiderea acestei olimpiade, cât de importantă a fost sau ce segment important a fost ea. Deci se poate sau, mă rog, se poate promova. Acești oameni pot promova o țară, pot promova un cult, o imagine și atunci chiar merită acești oameni tot respectul. Așa este. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi în cadrul emisiunii. Mulțumesc, Alex, mulțumesc, domnule antrenor. Mulțumim, iată, că ne-ați făcut mândri și ați adus medalia cu greutate și la propriu și la figurat de la Paris și vă așteptăm cu mare drag și cu următoarele care vor veni, pentru că cu siguranță nu vă veți opri aici. Vă mulțumim pentru invitație. Vă mulțumim. Dragi telespectatori, vă mulțumim și dumneavoastră, iată, că ne-ați urmărit. Toate cele bune de aici, din studioul TV Cluj-M, alături de invitații mei. Vă salut cu drag. La revedere!